Gata. Vali, ai jucat cu mult entuziasm astăzi. Cum a fost victoria împotriva Finlandei? A fost o victorie necesară pentru noi. Trebuia să câștigăm acest meci ca să ne mai asigurăm, să ne mai dăm încă o șansă la calificare în meciul cu Austria, care va fi decisiv. Au fost momente entuziasmate prima repriză, însă și ceva emoții în partea a doua. S-au apropiat la doar 3 goluri. Este normal, ne-am relaxat după o primă repriză foarte bună, dar îmi pare bine că am reușit să redresăm acea diferență de 3 goluri. La un moment dat ne-am gândit că oricum vom câștiga meciul, pentru că ei nu aveau bancă, noi am avut mai mulți jucători care puteau să schimbe, ei păreau destul de obosiți și ne-am gândit că vom reveni și vom reface diferența. Ce urmează pentru meciul cu Austria? Ce trebuie să facem ca să câștigăm? Și la 4 goluri. În primul rând trebuie să mergem cu toții să ne odihnim acum, pentru că avem un timp foarte scurt până la meci. O odihnă bună și după aceea vom pregăti meciul tactic cu domn profesor. Și ce să spun, avem nevoie de un public număr cât mai mare aici la Baia Mare și cred că vom avea șanse destul de mari să ne calificăm. Multă baftă! Mulțumesc. Mersi! Baftă! Ciao.